Bună ziua, bine v-am găsit la șifonierul Whisky. Astăzi ne întoarcem la subiectul acestui canal, că până la urmă ăsta este subiectul acestui canal, se numește șifonierul Whisky, nu mai o dăm în romuri. Romul este vacanța, subiectul, să zicem, auxiliar. Și vorbim despre un blended whisky, nu este nici blended scotch whisky, nu este nici blended Irish whisky, Ok, m-a întrerupt. Mergem mai departe. Nu este nici blended Irish whisky. Nu e regizat nimic. Asta pur și simplu se întâmplă cu... Cu Suzy, da? Hai, Suzy. Hai, lasă. Faci gogoși și cozonaci în altă parte. Zice lumea că vreau să atrag muierile pe canal cu chestia asta. Hai, stai. Gata. Și-a făcut număr. Mi-am pierdut ideea. Unde rămăsesem? Astăzi discutăm despre un blended whisky. Un old blended whisky. Am vorbit despre termenul de old malt, adică un amestec de single malt, malt în sensul că amestec de single malturi, ca și cum ar fi un blended malt, da, ca și cum ar fi, este un blended malt. Când am discutat despre Amahagan, am avut 5 episoade dedicate acestui brand, cu single malt, să zicem, dominant de la distileria artizanală Nagahama și alte lucruri, alte single malturi. Și am vorbit despre termenul de old malt când a fost cazul la Amahagan. Am vorbit și de termenul de old malt și old blended whisky când a fost, când am avut episodul la Yamazakura, acum vreo 100 și ceva de episoade. Ăștia care sunteți abonați mai vechi pe canal știți exact despre ce vorbesc. Termenul ăsta a fost inventat practic pentru japonezi, în sensul că noi nu ne mai permitem molturi și nu ne mai permitem grainuri de la noi din țară. Hai să folosim acest termen, dar din păcate a fost Big Len. Japonezii spunând mult timp Japanese când ei băgau molt, când ei băgau grain din afara Japoniei în lucrurile lor. Din 2021 este legea clară, nu mai puteți folosi termenul de Japanese dacă este ceva din afara Japoniei, malt sau grain, clar, spuneți pe cutie. Da, am terminat cu bufonăriile în mâța mea. Da? Hai să ne vedem de treaba noastră. Discutăm despre Ichiro Malt & Grain. Este un brand foarte cunoscut în întreaga lume. Tot ce înseamnă cu Ichiro în față, Ichiro Malt sau Ichiro Malt & Grain, este un brand arhicunoscut. Ne gândim automat la, când vorbim despre Ichiro Akuto. Eu știu că par figurant când încerc să pronunț exact precum japonezii, că mulți spun Ichiro Akuto, dar așa se pronunță, Ichiro Akuto. Încerc și eu cât de cât să pronunț precum japonezii, cam care ar fi pronunția ideală. Ăsta este un fel de Renaissance man. Da, un fel de, cum să-i spunem, a fost, mulți îl consideră pe acest Ichiro Akuto, îl consideră cel mai important om când vine vorba despre whisky din Japonia viu. Cea mai mare personalitate vie când vine vorba de whisky japonez vie, deci care trăiește în momentul actual.
este master blenderul, master distillerul. În Japonia de atâta timp la care lumea se închină, are practic un statut de semizeu acest om. Și nu mă refer numai la japonez, mă refer la snobii cu bani. Snobii cu bani, specialiștii snobii cu bani din ultimii 10-15 ani, care până acum 10-15 ani nu prea știu mai nimic de whisky japonez, dar în ultimii 15 ani au devenit, în ultimii 10 ani au devenit specialiști în whisky japonez. Când spunem despre Ichiro Akito, spunem ne gândim la brandurile sale de blended whisky, Ichiro Malt and Grain, sau brandurile sale de blended malt, amestec de single malturi, Ichiro Malt. Dar ne gândim la distileria Chichibu și ne gândim la distileria Hanyu. Single malturi Chichibu care ajung să fie la 7, 8, 9, 10 ani, single cask strength, într-adevăr, care ajung să fie vândute la mii de euro, doar că distileria Chichibu este artizanală și ajung anumite expresii de single malt Hanyu care sunt mai bătrâne, pentru că Hanyu și-a întrerupt activitatea în anul 2000, ajung să fie vândute la mii sau chiar zeci de mii de euro. Ăștia care acum 20-30 de ani râdeau whisky japonez scotch e doar un singur lucru, există doar scotch și acum ai vezi. Ei n-auziseră niciodată de whisky, n-auzit niciodată până acum 10-15 ani de single malt Hanyu. Dar așa sunt oamenii, mai. Așa sunt snobii cu bani, mai. Da? Noi discutăm astăzi despre Ichiro Malt and Grain, sticlă pe care am primit-o de la Luxury Goods Import, firmă care importă și distribuie cu exclusivitate produsele Ichiro la noi în țară și care se găsește la magazinul 24 Drinks, magazin de deschidere al lor, al companiei Luxury Goods Import. Amândouă sunt în Timișoara, acolo și au sediu. Le mulțumim foarte mult. Ăsta, să zicem, este produsul care vine de la Ichiro cel mai accesibil, la doar 80 de euro, la doar 400 de lei. Stați liniștiți că o să-l disec în preț mai încolo, după ce fac dita mai istoria, date tehnice și toate lucrurile posibile, ca să înțelegeți exact statutul. Da? Și apoi îl disecăm în preț, că nu scapă. Deci le mulțumim celor de la 24 Drinks din Timișoara, magazinul, și compania Luxury Goods Import, partea lor de import și distribuție, compania lor de import și distribuție, cu exclusivitate pentru 3-4 expresii Ichiro la noi în țară. Spunem Ichiro, Ichiros, ale lui Ichiro, ale acestui om. V-am spus, ăsta este un fel de rockstar. Acum 15 ani lumea se uita la el așa, ca la un rockstar, că vezi, domne, era non-conformist, dar acum, na, omul a ajuns la o anumită vârstă, nu mai are păr necesar pentru chestii de genul ăsta și îmbrăca și el la costum când se prezintă la târguri de whisky sau chestii de genul ăsta. Și acum hai să vedem cum o luăm. Pentru că istorie, date tehnice și date geografice întrepătrunse, ca să înțelegeți statutul acestui om, cum a ajuns omul ăsta la statutul ăsta. Că totul, v-am mai spus de atâtea ori, cunoașteți-vă istoria ca să vă înțelegeți prezentul. Da? Simplu ca bună ziua. Ca să vedem cum a ajuns omul ăsta la statutul ăsta. Ichiro Akito. Și produsele Chichibu sau Hanyu, sau în primul rând Ichiro, că astea sunt de bază pentru el, Ichiro Malt and Grain sau Ichiro Malt, adică blended malturile. Păi familia lui există cred că de mai mult timp, dar se ocupă cu producerea băuturilor alcoolice de aproape 400 de ani.
Deci încă de la 1625 sunt anale din alea istorice în istoria Japoniei, care ne arată că familia lui, familia Akuto, producea sake. Normal că în 1625 nu puteau japonezii să producă altceva. Dacă în Europa se producea whisky, distila whisky în Scoția sau în Irlanda sau coniac în Franța sau rom în colonii, japonezii cred că încă, cred, este doar părere personală, nu mi-o luați nume de rom, la cât de înapoiați erau în acea perioadă, cu siguranță nu știau procedeul de distilare, ei se ocupau cu producerea sake-ului. Sake care nu are un procedeu așa simplu cum credeți voi, este dita mai procedeu complicat, presupune coji, presupune acel fungus pentru fermentare, deci nu e chiar așa simplu de obținut sake-ul. Vă ziceți că sunt rău, că spun că japonezii erau înapoiați. Păi până la 1860-1870 japonezii aveau arcașe în armată. Cu asta cred că am spus totul. Până să dea nas cu puterile europene sau cu americanii de la care să fure tehnologie și în ziua de Cum astăzi. numiți filmul Ultimul Samurai? E de Care ajuns doar exemplu? atâta, da. Și da. După aceea au devenit cea mai tehnologizată țară din lume, tehnologizată. Și au luat și două bombe atomice în cap și nu s-au plâns nimănui. Asta e, când spun că nu suntem egali toți pe pământ, să nu mi-o luați în nume de rău, că așa ni se inoculează în ziua de astăzi, că toți suntem egali. Nu suntem egali, sub nicio formă. Sunt oameni într-un fel și alții în alt. Facem parte din aceeași specie, dar suntem cu toții diferiți. Da? Toți suntem egali. Asta e o bază acolo. Până în 1941, când bunicul ăstuia, al lui Ichiro Akuto, și al lui Suji Akuto, sper că am pronunțat corect, nu știu exact cum se pronunță, Isuji sau Isuji, Isuji Akuto, în 1941 și-a cam luat tălpășița din satul Chichibu. Am uitat să spun că era un satul Chichibu. Acum Chichibu este un orășel la 61.000 de locuitori. 61.000 de locuitori înseamnă fix cât o comună pentru noi când vine vorba de Japonia. Știți foarte bine că japonezii cât 125 de milioane de locuitori, 130, 125 de milioane sunt foarte condensați, pentru că e o țară muntoasă și sunt toți la poalele munților condensați, cum s-ar spune, adunați toți. Și ăsta, bunicului, și-a luat tălpășița din satul la vremea respectivă, în 1941, că el s-a săturat să facă sake. Sake este o băutură îmbătrânită, tradițională și că viitorul sunt băuturile distilate și mai ales whisky-ul. Și că în satul lui nu mai poate face nimic și că, ok, și-a luat tălpășița. Și-a considerat familia îmbătrânită oarecum. Și s-a dus, s-a mutat, am uitat să spun unde se află Chichibu, se află în prefectura Saitama și se află la 35 de grade latitudine nordică, deci Angel Share destul de puternic. 6 ani acolo, să zicem, înseamnă cam 10 în Scoția și localizarea la vreo 100 de kilometri de Tokyo. E, ăsta s-a mutat din orășelul Chichibu, s-a mutat în alt orășel care se numea Hale și și-a făcut propria lui distilerie, a făcut rost de două coloane. Dar n-a început imediat să producă. Hanyu, dacă vedeți, este trecută ca dată de construcție în 1941, dar ea a început să producă de-abia în 1946, pentru că
în 1941 lucrurile au luat o întrăsătură nasoală pentru Japonia când vine vorba de cel de-al doilea război mondial. Asta e, când ți-e prea bine, nu te mulțumești cu prea bine, în sensul că s-au găsit să îi bombardeze pe americani la Pearl Harbor, în 1941, și în 6 decembrie 1941, și războiul a luat o altă turnură, pentru că ei practic dominau Pacificul, dețineau dita mai partea din China, toată peninsula cu Coreea, dețineau tot Oceanul Pacific cu Indonezia, Filipine, toată zona aia, toate insulele alea, arhipelagul indonezian, Filipine și tot, deci Malaysia, toată zona aia o dețineau, dar s-au găsit ei să-i provoace pe americani și de atunci lucrurile au luat o întorsătură, i-a mâncat în cur, cum s-ar spune. Și lucrurile au luat o întorsătură nasoană pentru ei, negativă. De asta, ăsta, de-abia în 1946, a putut să, după ce s-a terminat cel de-al doilea război mondial, să dea drumul distileriei Hainu să distileze. Da, clipul ăsta, partea asta, calupul ăsta pare ciudat. O să vedeți că lumina e diferită pentru că e noapte. S-a pierdut o parte din ce am tras dimineața și mă văd nevoit acum seara să reiau partea pe care am pierdut-o. Și rămăsesem la faptul că ăsta și-a reluat activitatea Isuji Acto în 46, de fapt și-a reluat activitatea așa. A început să distileze de-abia în 1946 din cauza războiului și în 1948 a scos primul său blended whisky. V-a spus, avea oarecare râcă prin faptul că na, existau două distilerii în Japonia deja, Yamazaki în 1925 și în 1925 construită și Yoichi în 1934 aparținând de grup Unica. Și a zis și el să facă whisky și a apărut blended whisky Golden Horse, care de fapt era blended scotch, hai să o spunem direct, importat direct din Scoția, cu ceva grain de la el. Și în sensul că era prezentat ca blended Japanese whisky. În anii 50 și anii 60 și chiar începutul anilor 70 în Japonia nu existau reguli stricte, adică fiecare putea să facă cam ce-l taie capul în blended whisky-ul lor, putea să existe și distilat din orez, nu era nicio problemă. După aceea lucrurile au devenit în sensul că normale, în sensul că oamenii au zis, bă, hai să facem lucrurile cum trebuie, că nu mai ține așa. Iar în 1980 cei de la Hanyu au adus patru stiluri, cred că din Scoția, așa, în felul ăsta aveau două coloane pe care le aveam dinainte și două patru stiluri. Dar nu au început să facă single malt, pentru că single malt-ul nu avea căutare, nu numai că nu avea căutare în Japonia, nu avea căutare nicăieri în lume în 1980. V-am mai spus, pentru multă lume, orică, ok, dă-mi un Macallan, dă-mi un Glenfiddich, dă-mi un Glenlivet și dă-mi un Chivas, dă-mi un Johnny Walker, nu știu de care, același lucru. Toate erau scotch. Blended-ul era la putere, lumea nu știa să facă diferența între single malt, blended, scotch. Și a produs blended Japanese, pentru că era 100% japonez, avea propriu malt, avea propriu grain, două pastiluri, două coloane.
până în 1990, când a scos propriul single mult și anume Cicibu. Vedeți mai încolo continuare. Cicibu de 25 de ani nu există. Distileria Cicibu există de la 2007-2008. 2007 construită, 2008 a început să distileze. Deci cel mai bătrân Cicibu în zilele noastre ar avea 14 ani. Este single malt de la Haniu cu numele Cicibu. Avizelor care vă pricepeți foarte mult la whisky. De vă spun, aoleu, am văzut un Cicibu de 25 de ani. Nu vă lai de single malt de la Haniu cu brandul după numele satului, familie, acuto. Înțelegeți voi? Da, ce să vorbesc. Specialiștii specialiștilor ăstora, ăștia cu bani, care aleargă, văd whisky-ul ca și cum ar fi o aducere de statut, așa cum sunt operele de artă, așa cum sunt bijuteriile, așa cum, așa este și whisky. Draga, am un Cicibu. Sau un Haniu. Nu-l desfac bine. Dar vezi tu ce frumos sunt. Cicibu, Haniu. Ok. Derapaj. Dar înțelegeți părerea mea despre acești oameni. Ok. Să mă abțin să nu o iau pe arătură. Și în 2000... faliment Haniu. Așa mult ați iubit voi specialiștilor care căutați în ziua de astăzi Haniu, că acum 10-15 ani nici nu știați de această distilerie. Așa mult a fost iubită această distilerie, încât în 2000 a trebuit să dea faliment. Că nu se vindeau single malturile lor. Dacă întrebați un bășinos din ăsta cu scaci în cap în anii 90, dar single malt japonez, single malt japonez, drag, auzi ce zice. Există doar un single malt și anume scotch. Și acum stau în limbă după el și dau 10.000 de euro ca să-și capete din nou statutul. Că Haniu a devenit căutată din cauza voastră, mă! Nu știu câți mă urmăresc cu bani, dar nu cred că mă urmărește multă lume cu bani. Din cauza voastră a devenit Haniu așa obiect. Ok, hai, gata. Mă răcoresc. Și în 2000 Haniu a dat faliment. Familia Acton a scos, să-i spunem, echipamentele la vânzare de distilare, tot ce presupunea distileria practic. Și când a ajuns la partea de depozit, au vrut să vândă și butoaiele Pete Mircek, pentru că la vremea respectivă single maltul japonez era fix pielea peului, da? Atunci a apărut pe interval acest om, Ciro Akuto, nepotul lui Isuji Akuto, care a spus că el nu vinde butoaiele alea, el le ține. Erau peste 400 și ceva de butoaie și a zis că el refuză să le vândă la prețul de atunci pentru că nu vrea să le vândă. Vizionar, pentru că el știa exact ce se va întâmpla cu whisky-ul japonez, ce boom și ce cât vor alerga în limbă occidentalii după lucrurile japoneze peste câțiva ani, peste ceva ani. Și a fost inspirat exact... să spunem ce a făcut și Gargano în zona Romului. Dar aici nu pot spune că este vulpe precum Gargano în zona Romului, că ăla le-a luat intenționat. Pe când aici era o chestie că, bă, de ce le dai pe nimica? Pe nimica toată. Las că le țin eu deoparte. Vedem noi ce-i cu ele. Și-ți vă dați seama că nu putea să le țină în casă 400 și chiar dacă aveai tu casă la curte sau îți trebuie, depozit îți trebuie. Și le-a dus la, dacă ați urmărit ăștia care sunteți, ne urmăriți pe canal de mai mult timp, ați văzut când am vorbit despre blended whisky-ul Yamazakura, am vorbit despre Sasano Kawa Shuzo. Și le-a dus în Fukushima la 37,5 grade latitudine nordică să le țină în
Fukushima, a închiriat un depozit acolo. Și în 2004 și-a făcut propria companie, Venture Whiskies Limited. Și în 2005 a scos propriul Blended Malt sau Pure Malt, cum spun japonezii, un amestec de single malturi. Se numea Ichiro's Malt în aprilie 2005. Practic lua single malt Hanyu din acele butoaie, 400 și ceva, și cumpăra single malt de la alte distilerii din Japonia, pentru că la vremea respectivă single malt în Japonia era foarte ieftin, pentru că nu apăruseră occidentalii care să-l ridice la cer în preț, pentru că, na, snobii occidentali, nu te pui cu snobii occidentali, pe multe, mă rog, te. Și în 2005, foarte premiat și iubit acest Ichiro's Malt, acest Blended Malt, 2005, 2006, 2007. Omul a strâns niște bani și în 2007 a început construcția și s-a terminat construcția distileriei Chichibu în orașul natal al familiei Acton, deci în Chichibu, în actualul orășel. O distilerie artizanală de doar 60.000 de litri de new make capacitate pe an, capacitate anuală. Doar două pastiluri, unul de wash, unul de spirit, la 2.000 de litri fiecare, deci pastiluri foarte mici. Și 5 warehouse-uri de tip Dunnage. Și vă întrebați, de unde 5 warehouse-uri pentru o distilerie așa mică? Păi, măi, trebuie să vă gândiți că omul a trebuit să-și aducă butoaiele, omul cu butoaiele, omul care are butoaiele legate de glezne, a trebuit să-și le aducă din Fukushima, de la Sasanokawa Shuzo, să-și le aducă acasă, cum s-ar spune, în Chichibu, și trebuia să le faci depozit. Da? Chiar dacă distileria ta e mică, cât apartamentul nostru, 60.000 de litri, două pastiluri, unul de wash, unul de spirit de 2.000, tu ai acele butoaie pe care te bazezi, averea ta pe care știu să ți-o moștenești, să ți-o iei și să nu ți-o arunce ăștia din familie la gunoi pe Temirce. El a prevestit practic boom-ul whisky-ului japonez. A știut exact prostia vesticilor, occidentalilor, snobi. A fost prima distilerie, să spunem, artizanală în Japonia, prima distilerie artizanală, de asta, să spunem că el a dat startul după 2007 și a început să distileze în ianuarie-februarie 2008. El a dat startul ideii de craft în lumea japoneză, de asta lumea îl consideră revoluționar. Nu numai că omul este master blender, master distiller, are tot felul de maturări care mai de care mai ciudate în tot felul de butoaie de care n-am mai auzit lumea, avea la vremea respectivă, acum a devenit ceva normal, dar e nevoie de un inovator, unul care să deschidă drumurile. Bă, vedeți că se poate și așa și aveți nevoie de acel om și apoi există o groază de imitatori. Și au apărut tot felul de distilerii artizanale după ce a scos el Chichibu în 2007, după ce a construit el Chichibu în 2007-2008, a început să distileze. Se spune că ar fi prima distilerie de whisky construită în Japonia în 35 de ani. Deci între 1973 și 2008 nu a mai operat o nouă distilerie în Japonia, ultimile fiind Hakushu de la Santori și Kirin Fujikotemba, da? Ultimile. Eu știu că a mai apărut în 1985 și distileria Shinshu Mars și și-a oprit activitatea în 1992. Dar Shinshu Mars, când a apărut în 85 până în 1992, ca să fie redeschisă în 2011, făcea și altceva. Făcea și altceva pe lângă whisky. Deci producea și altceva în afară de whisky. Poate de asta
Shinshu Mars nu este considerată între 85 și 92 ca distilerie exclusivă pentru whisky. Făcea și shochu sau făcea și aomori, făcea și alte lucruri. Așa că prima distilerie între construită după 35 de ani în Japonia. Acum, el a început să producă single malt Chichibu. În 2010 a scos expresia Ichiro Malt Double Distilleries, despre care vom vorbi puțin mai încolo. Ichiro Malt Double Distilleries, ce auziți numele? Double Distilleries, adică două distillerii, un blended malt de la două distillerii, întotdeauna un blended malt, adică amestec de single malturi de la doar două distillerii, va costa mult mai mult comparativ cu blended maltul de la mai multe distillerii, pentru că da, stocuri, totul implică stocuri, înțelegeți ce vreau să spun. V-am mai spus chestia asta în trecut când am vorbit despre blended malturi. Și practic lua Chichibu single malt de la el, de 2 ani și ceva până în 3 ani, și amesteca cu Hanyu, care și-a oprit activitatea în 2000, cu Hanyu, să zicem, de cel puțin 10 ani. La vremea respectivă, știu că poate v-am mai spus chestia asta, mulți poate sunteți cramponați, ai spus 2 ani și ceva până în 3 ani. Da, am spus 2 ani și ceva până în 3 ani, pentru că în Japonia nu este ca în Scoția sau în Irlanda, 3 ani minimum pentru a te numi whisky, poți să ai 2 ani minimum din motivul Angel Share-ului. În Japonia Angel Share-ul este mult mai puternic comparativ cu Scoția sau în Irlanda, exact cum este și în Statele Unite. Bourbon te poți numi de la 2 ani, la 4 ani te numești straight bourbon, iar dacă ai între 2 și 4, nu știu, ai 3 ani și 2 luni, să spunem, te numești bourbon la 38 de luni. Trebuie să pui exact data între 2 și 4 ani. Pentru că 95% din bourbon provine din Kentucky. Și în Kentucky, la 36 de grade latitudine nordică, Angel Share iar putere. Lucrurile au decurs foarte bine. Și-a angajat unul dintre cei mai importanți dogari din Japonia. A călătorit omul în Jerez, în sudul Spaniei, s-a dus și în Franța, s-a leacă butoaie, în care a stat vin francez. Îi pune la dispoziție dogarului ăsta, am uitat numele lui, îmi pare rău, și chiar dacă nu-l uitam, cred că era imposibil de pronunțat numele, așa că nu mă aventurez în a spune tot felul de nume. Mucinceai și de-astea, lasă-i acolo. Și dogarul ăsta i-a pus la dispoziție acestui dogar stejar alb american, stejar japonez, mizunara, deci toate butoaiele. Prin asta s-a remarcat acest Ichiro Akuto, pe lângă faptul că avem conceptul de craft, pentru că, să fim serioși, nici în vest, nici în Scoția sau în Statele Unite, când vine vorba de bourbon, în 2007 nu exista conceptul de nu prea exista conceptul de distilerie craft. De asta îl vede lumea ca revoluționar. Pe bună dreptate. De asta îl vede lumea pe omul ăsta ca pe un Renaissance man sau ăștia papagalii fără personalitate, îl văd ca pe un Midas. Orice pune el mâna transformă în aur. Înțelegeți voi? În 2011 a venit cu blended whisky, adică grain, Ichiro Malt and Grain, pentru că, hai să fim serioși, single maltul de la Chichibu, blended maltul Chichibu și Hanyu, dar banii vin, nu neapărat banii, renumele, toate chestiile astea, renumele și până la urmă banii și renumele, îți vin de la blended. Nu toată lumea
are bani de single malt cicibu, nu toată lumea are educație când vine vorba de blended malturi sau single malturi. Și atunci a apărut acest Ichiro Malt & Grain în 2011, culmea, adică blended, culmea single malt de la Cicibu, ceva Hanyu și single malturi de la distilerile din Japonia și grain-uri din Japonia. Până aici nimic anormal. Până prin 2015-2016, Hanyu ulterior a fost scos din adăugarea în acest blended whisky și știți foarte bine boom-ul din Japonia, distilerile nemai făcând față cu single malt-uri și chiar cu grain-uri și apelând la distilerile din afara Japoniei, atât pentru grain, atât pentru malt. Și omul ăsta măcar a fost sincer, el cred că a inventat termenul de world malt și world blended whisky, în sensul că a spus din prima, pe lângă, nu există numai whisky din Japonia, avem malturi și grain-uri din afara Japoniei, că nu mai putem face față. Simplu ca bună ziua, cu mulți ani înainte ca acest termen să fie implementat, anul trecut, în 2021, acest termen a fost, să zicem, implementat de Asociația Băuturilor Alcoolice din Japonia, în sensul că dacă ai un whisky care conține grain sau malt și nu este distilat, mă refer la remake, dacă nu este distilat în Japonia, trebuie să pui pe sticlă chestia asta sau pe cutie. Deci a fost sincer. Malturi și grain-uri din Statele Unite, Canada, Scoția și Japonia, iar de ceva ani încoace a fost introdusă și Irlanda. Ni se arată foarte frumos pe sticlă toate cele patru țări în afară de Japonia. Cinci țări, da. O să faci tu una. Trebuie să iau cadrul de aproape. Toate cele cinci țări, Canada, Statele Unite, Irlanda, Scoția și Japonia, sunt foarte frumos puse. Acest brand este cel mai vândut de la... care este îmbutelia, să-i spunem, la distileria Cicibu, este, cum s-ar spune, vârful lor de lance, 3500 de sticle pe beci, și o să ziceți, e cumva limitat? Nu e limitat, 3500 de sticle, apar, cred că, mai multe beciuri pe an, ce-ar mai fi de spus? În 2017, cu banii strânși, Ichiro Akito și-a început construcția pentru Cicibu numărul 2, distileria cu numărul 2, și în 2019 a început să distileze distileria. Are 240.000 de litri de nimei pe an, două pastiluri, unul de 10.000, unul de 2.000 și cel de spirit de 6.500, unul de 2.000, deci mult mai mare distileria cu o capacitate de 4 ori mai mare. Cicibu, să sperăm că pe viitor, adică când o să înceapă anul ăsta sau anul viitor să aibă produse, să le scoată la ieftinean. Știu că mai exprim așa mai de cartier, că vorba aia, am zis cel mai, ești bucureștean, frate. Așa bucurești. Și te exprim pe înțelesul tuturor. Ăsta este adevărul, adică ai avut până acum, te-ai numit artizanal, acum când o să apari cu a doua, mai lasă la preț, tăticu, că nu mai ești artizanal la 240.000 de litri de nimeni pe an. Iar Hanyu, distileria Hanyu, nu știu de cine aparține, nu mai aparține de familia Akito, am impresia. Se spunea că trebuie să-și reia activitatea în 2021, adică anul trecut, dar cu pandemia asta,
pandemia, ați înțeles, pandemie. Cu pandemia asta multe distilerii și-au, să zicem, și-au amânat deschiderea. În Scoția trebuiau să apară între 2000 și 2022 să-și rea activitatea distilerii clasice, nu și-au reluat activitatea, așa și Haniu, din câte știu eu, nu și-a reluat activitatea. Asta e, slavă pandemia. Acum o să analizăm și prețul. O să vă iau la bucăți pe preț. Da. Hai să analizăm și subiectul de față. Blended whisky, Molten Grey, 399 de lei. Vă spun de pe acum că va porni cu un punct în minus. Și vă spun de acum că este unul dintre blended whisky-urile mele favorite din toate timpurile, în categoria 3. Am uitat să-mi aduc. A, ba, da, uite, asta e categoria 3. Blended whisky, grain malt, single grain, blended malt. Blended grain, pardon. Blended malt. Deci categoria cu grain, categoria numărul 3, va fi analizată în categoria 3. Înțelegeți chestia asta. Hai să și pun. Trebuie să le mulțumim celor de la 24 Drinks pentru această expresie și Luxury Goods Import, că ne-au pus la dispoziție această expresie, care nu este deloc ieftină. Costă 399 de lei, adică 400 de lei, 80 de euro prin Europa, dar v-am spus că eu nu fac concesii și că dezmembrez fiecare lucru în bucăți. Indiferent... și diseci, da, și tai și spânzuri. Da, nu tai. Vorba vine. De unde chestia asta, mă? Vedem dacă merită prețul sau nu merită. V-am mai spus, chiar și cu un punct scăzut va obține o notă foarte mare și vă spun de pe acum că este unul din blended, este unul din blended whisky-urile mele favorite. Și o să ziceți, da, oleu, nu știu cum și nu știu ce. Măi, pe acest canal importante sunt informațiile, partea tehnică, partea de detalii sociotehnice, să-i spunem, partea de istorie, partea, legăturile care țin de geografie, toate chestiile astea, astea sunt importante. Partea de miros, gust și finish și nota mea sunt orientative. Voi nu înțelegeți chestia asta, că astea sunt orientative? Pentru, ăsta vă spun de pe acum, va fi unul dintre cele mai bune blendături pe care le-am băut vreodată. Chiar și cu un punct scăzut, că nu-și merită prețul, vă spun de pe acum. Deși l-am primit, o să ziceți, eu l-ai primit? Nu, spun adevărul, că nu merită 4 milioane. Da? De asta și scad un punct. Și partea de miros, gust și finish, partea de simțuri, este diferită la persoană la persoană. Mie ăsta, prima oară când l-am desfăcut și mi-am pus în pahar, era și Otilia de față, am zis, scurt circuit, mi-am ce aminte de adolescență. Deja m-am umuiat. Mirosul este unul dintre cele mai bune, nu din zona blended whisky, unul dintre cele mai bune mirosuri pe care le-am întâlnit vreodată. Pentru mine! Pentru altul poate părea un simplu blended. Dacă vă uitați în urmă, apropo, abonați-vă la canal și mai uitați-vă și în urmă dacă vreți să învățați câte ceva. Dacă vreți să învățați câte ceva despre whisky sau rom, dacă sunteți în trecere, drum bun. Am avut caronii de 18 ani. Unul, după cea mai mare notă pe care a luat-o un rom pe acest canal. Și am dat 93, pentru că iar m-a atins la nivelul nostalgic. Miros de canapele de mașină de Dacia, miros de benzină și amestecată cu ciocolată Kiss imediat de după răscoală, lovitură de stat. Cel care mi-a trimis miniatura, Sebastian, a spus, ia-o, că oricum eu am două miniaturi, una o iau eu, am gustat-o, are miros de benzină și nimic mai mult, ia-o tu pe asta. Că și așa ție îți plac benzina, îți plac benzinărelile. Vedeți cât de diferiți suntem? El vrea în rom dulce găreli, eu
am aprofundat altfel, am atacat altfel da, subiectul. Dar să-și parfumă care la început zici că miroase a combustibil nu, și după aceea se deschid. Zic, nu mai fiți, aoleu, că a spus nu știu ce sticlă, a luat 99 de puncte, 98 de puncte din 106 limbi de aur și nasuri de platină, au dat nota. Bă, mă doare undeva. Așa că nu mă interesează. Partea de miros, gust și finish este diferit de la persoană la persoană. Punctul important al acestui canal este educarea voastră prin informații. Partea de miros, gust și finish diferă de la persoană la persoană. Ați înțeles ce vreau să spun? În fine, hai să începem cu disecarea ăstuia. Să începem cu punctele pozitive, puncte negative. Ok. Volum alcool e primul lucru. 46,5% alcool. Pentru un blender, 46,5% alcool înseamnă enorm. Înseamnă extraordinar. Înseamnă un lucru fantastic. Pentru că în ziua de astăzi, când vorbim despre blended și în general când vorbim despre blended cu grei, ne gândim la 40 sau 43% alcool. Acum au început să apară tot felul de expresii blended, provenite de la blenderi independenți sau de la ambuteliatori independenți, care știu că sunt de nișă, nu se iau la trântă cu marile corporații și vor să satisfacă consumatorii de nișă. Și încep din ce în ce mai mult în zona blended să ridice, să lase la un volum, nu să ridice, că lasă. Lasă la un volum alcoolic mai mare. 46,5% mi se pare excelent. E un batch cu 46,5%, majoritatea sunt la 46% aici Ross Molten Grain, așa că am fost oarecum mai norocoși că am primit acest o sticlă din acest batch. Din la 46,5 scrie 685, nu știu dacă este sticla cu numărul 685 din 3500 de sticle sau beciu. Că am auzit unii spunând, aoleu, beciu, nu știu care. Păi, frate, ăsta există. Da, beciu are mai multe cifre, măi. Nu, mă, există de 11 ani. Cum să zic, în 3500, nici cât ți-ai dori tu, că era unul cu 810 pe YouTube. Și spunea beciu 810. Nu cred că au apărut 810 beciuri în 11 ani de 3500 de sticle. Nu, aia este numărul sticlei. Numărul sticlei din 3500, așa cred. Da? Mai mult ca sigur. Da, știm. Deci n-a pe acum, mai ales că. Ok, deci nu se întâmplă chestia asta nici la monștri care produc în cantități uriașe. Mă refer la marile corporații. Următorul lucru. Deci, volumul alcoolic excelent. Punct foarte. Ce scrie aici? Non-chill filter, non-colored. Iar lucru excelent pentru zona blended. Adică o bilă albă. Cum da, da. Zice? Păi și 46,5% a fost punct pozitiv. A doua. Nu-mi place să mă exprim așa. Zic lucru bun. Nu stai aici la concurs. Ori ia brenciu, bile albe, bile negre, bile micuri, bile negre. Deci, primul lucru pozitiv, 46,5 volum alcoolic, al doilea, non-chill filter și non-color, ni se spune pe etichetă. Foarte, foarte frumos. În zona blended whisky-ului mai vedeți lucruri nefiltrate la rece, pentru că volumul este mare. Uneori la chestiile astea artizanale, 46, am avut și Nica 51,4 sau nu știu cât. Dar am impresia că multe din aceste whisky-uri sunt colorate, pe când aici, pe când în zona blendă se merge cu culoare de multe ori. Dar aici culoare naturală. Da. Azi că o să iau eu un cadru de aproape. Da, culoare naturală, o culoare foarte frumoasă. Foarte, foarte, foarte. Am stabilit volumul alcoolic, am stabilit culoarea nefiltrată la rece, small batch. Small batch, 3500 de sticle pe batch.
care vin umplute, aceste sticle 3500 sunt umplute din 100 de butoaie. 100 de butoaie care majoritatea sunt de ex-bourbon, dar sunt și ceva butoaie sherry acolo, ori fi câteva pentru culoare, pentru că culoarea e destul de frumoasă. Până aici totul pozitiv. Mergem mai departe. La partea de compoziție. 30% malt, 70% grain. 30 nu înseamnă nici mult, nu înseamnă nici puțin. Pentru mine 40% malt într-un blended whisky înseamnă un lucru pozitiv, pornind de la 40%, iar un punct negativ înseamnă 20% sau în jos. 30% nu înseamnă nici pozitiv, nici negativ. Da? E, acum, și aici e punctul care îl trage un pic în jos. Unde o să scad eu un punct. Pentru că ni se spune clar, măcar oamenii sunt sinceri, este old blended whisky. Cum să o luăm așa? Sunt 11 distilerii care alcătuiesc acest blended whisky. 9 de malt, 9 de malt și 2 de grain. Cele 9 de malt, printre care și Chichibu. Hai să o luăm așa cu cele de malt, dacă asta ne interesează totuși. Cu asta începem, ăsta e lucrul principal. 30% malt, 9 distilerii. Dacă împărțim 30 împărțit la 9, vine 3,33%. Nu mai dau greș ca data trecută, cum am dat la Hampton, la partea de matematică, de aritmetică. 3,33%. Să presupune că ar avea 3,33%, tot înseamnă foarte puțin. Și o să ziceți acum, păi ce te deranjează asta? Păi mă deranjează pentru că excludem supoziția, alarmă, supoziție. Ceea ce vorbesc acum este doar părerea mea, nu sunt date scrise undeva, este doar părerea mea pentru că ei ne lasă în umbră după asta. Ei ne spun 9 distilerii de malt, 2 de grei și după aceea, gata, se termină, umbră. Și acum venim noi cu supozițiile. Oamenii care cunosc câte ceva. Păi, deci sunt 9 distilerii de malt care asigură 30%. Împărțim la 9, vine 3,33 pe fiecare distilerie. Vă dați seama că nu o să fie 3,33 de la Chichibu. Excludem Canada și Statele Unite pentru că astea asigură mai mult ca sigur partea de grain, discutăm mai încolo. Deci noi avem aici practic 8 distilerii pe lângă Chichibu, care este a noua, care asigură partea de malt. 8 distilerii, vă dați seama că una este din Irlanda, pentru că a fost de curând băgat termenul și Irlanda prin supoziție, deci asta înseamnă că noi avem aici partea de malt, 7 distilerii din Scoția, de single malt. Single maltul scoțian este de 2 sau de 3 ori mai ieftin comparativ cu single maltul japonez, poate chiar și de mai multe ori, pentru că e ocean. Da? Cu cât ești mai mult, cu atât coși mai puțin. E de unde? Ai de unde? Am cu ce mă? Și o să ziceți acum, de ce asta mă deranjează? Iar partea de grain vine din, mai mult ca sigur, din Canada și din Statele Unite. Canada care asigură de atâta timp și pentru Statele Unite, când vine vorba de bourbon, New Mexico este făcut de multe ori în Canada, pentru că Canada este o forță uriașă când vine vorba de distilat din porumb grâu secară și ceva mult, pentru că până la urmă bourbonul, să o spunem direct, este un grain, numai că diferența dintre grain, whisky și bourbon este că bourbonul este oprit la coroană la 80% ca să-și păstreze aromele, pe când grainul merge până la 95-96%. Și acum o să ziceți, bă, Dane, până la urmă e doar 2% whisky japonez în acest blended? Da. De asta e scadul punct. Pentru că nu este justificat la 400 de lei sau 80 de euro peste tot în lume. Doar că are renumele domnul Ichiro
actul de Midas care transformă totul în aur, pentru mine nu-i neajuns. Eu nu sunt genul, aoleu, mâinile de aur ale ăluia sau... Nu, mine nu merge așa. V-am spus că la mine totul este bazat pe justificare. Și de asta scad un punct, înțelegeți? Și o să ziceți acum, bă, dar de unde știi tu că 2%, bă, fraiere? Păi măi, e distilerie artizanală. Au doar 60.000 de litri de new make. Single malt-ul lor este la mare căutare între snobi. Au blended malt-urile lor, unde se bagă mult cicibu în blended-urile aici, rose malt. Iar ăsta se produce în cantități mari. Mari pentru Ichiro, pentru brandul Ichiro's Molten Grain. Nu își permit să bage mai mult. De unde știi tu că nu e 15% single malt de la Cicibu? Nu, știu exact că nu este 15%, știu exact că nici măcar 5% nu este. Este maximum 2%, 2,5% single malt Cicibu aici. Da? Prin eliminare și prin cunoaștere de date, eu știu exact că este puțin single malt Cicibu aici. Iar restul este din afara Japoniei. Da? Și o să ziceți acum, băi, bine, bine, care-i vârsta? Este non-age, într-adevăr, este non-age. Ia spune-ne. Unii spun că ar avea între 5 și 20 de ani, alții spun că ar avea între 3 și 20 de ani. V-am lămurit spargere curată, nu glumă. Vă dați seama că 20 de ani e așa picătură în ocean. Cred că o medie... E vârful de la unghia, nu, la degetul. Da, nu. Știi? Media mulți spun că ar fi între 8 și 10 ani. Deci eu o să nu iau nici 10 ani, cum spune lumea, că am citit pe diferite bloguri. Unii spuneau 10 ani, alții 8 ani. Nu, nu luăm nici 8, nu luăm nici 10, să zicem 9 ani. Și o să ziceți, bă, tăticu, chiar dacă nu este japonez, este, cum zici tu, 98% este din străinătate. Și ziceți că vârsta de 9 ani, păi da, 9 ani în Chichibu, la 35 de grade latitudine nordică, înseamnă 14-15 ani în Scoția. Păi, ca vârsta e mediu, nu? Nu e nici aici așa, cum credeți voi. Pentru că, să zicem, 9 ani pentru Cicipu. Nu își permite nimeni să țină în 5 depozite lucruri la maturat, chiar dacă sunt ele aduse, să zicem, new make. Vă dați seama cât a... Pentru că ăsta se produce în cantități foarte mari. Iar domnul Ichiro nu are decât 5 depozite de tip Danage, adică pe 3 rânduri micuțe. El nu își permite să țină la maturat acolo 9 ani. Deci asta înseamnă că ceea ce aveți voi aici este maturat în Scoția, Irlanda, Canada și Statele Unite, eventual cu o mică maturare în depozitul celor de la Cicibu de 2-3 ani, care este insignifiantă. Aveți, domne, ar fi Angel cel un pic mai mare, 2-3 ani, cât? Un an în plus? Deci nu justifică prețul nici prin numărul de ani. Că mulți sunteți tentați să ziceți că e maturarea în Japonia și Angel cerul este mai mare și că de asta costă un pic mai mult. Nu. Irrelevant, cum se zice. Nu. Iar după, acum de curând a început Ichiro să blenduiască și apoi le lasă în butoaie după ce amestecă grainul cu maltul, le mai lasă la maturat. Iar nici ăsta nu-i cost de producție. Deci, vedeți voi, v-am demonstrat că acest lucru, deși l-am primit, nu merită 400 de lei. Dar este unul dintre cele mai bune blended whisky-uri pe care l-am băut vreodată. La nota mea, eu nu țin cont de chestia asta. Nu e că îmi place mie, că nu știu ce. Chiar dacă mie îmi place, el va avea un punct scăzut. Pentru că eu țin cont de costuri și de toate lucrurile care
care asigură, care țin de un whisky sau de un rom, ce analizez eu. Da? Așa că un punct în minus nu mi se pare mare tragedie. Da? Având în vedere... Asta este. Să vorbim și despre câteva expresii, nu o să fiu la monitor, pentru că asta până mâine dimineață. Unul, în primul rând, nu au... N-au site și trebuia să stai, să cauți. Și o să ziceți acum, aoleu, păi la Glenmorangie sau... La Ardbeg sau nu, la... Da, nu, da, da, Talisker, nu, la Ardbeg am găsit un site. Dar Glenmorangie, Talisker, ai stat și te-ai chinuit și ai adunat fiecare poză. Ai găsit prețurile de... Băi, acolo am avut o serie mai lungă. Mi-am permis să-mi dozez munca pe bucăți. Aici, ce fac? Ajung la episod de 3 ore? Sau... Plus că aici sunt expresii ultralimitate, nu se mai găsesc. Majoritatea sunt la preț de speculanți, de bișnițari. Ce să mai... Care are rost? Vorbesc despre ce se găsește la noi în țară, de la 24 Drinks și Luxury Goods Import și atât. Mai departe, vedeți și voi care e treaba. Sunt foarte limitate și sunt zeci de expresii pe care le... nu vorbești despre single malturile Cicibu sau nu vorbești despre single malturile Haliu. Vorbești numai despre Ichiros Malt și Ichiros Malt și Ichiros Malt and Grain. Nu. Sunt și așa, extraordinar de mult. Deci nu. Ok, hai să începem cu Ichiros Malts Double Distilleries. V-am spus de această gamă care a fost introdusă în 2010 pentru prima oară. La 24 Drinks se găsește ultimul, să-i spunem, batch de la această gamă cu eticheta verde, că s-a schimbat acum. Și o să vă spun care este treaba cu cu schimbarea de etichete și schimbarea de ambalaj. Ichiros Malts este single malt de la Cicibu. Single malt de la Cicibu și single malt de la Haliu. Așa ni se spune. 46,5% alcool, nefiltrat la rece, culoare naturală, exact ce își dorește un iubitor de whisky. Și cât costă? 599 de lei. Și o să ziceți acum, o să dai în ăștia, o să dai în expresia asta că are 600 de lei, ești nebun pentru ceva non-age și blended malt. N-aș prea cam da. Am dat în aia de 400 mai devreme, de 399, dar aici trebuie să o luăm iar pe date. Este un blended malt de la cele două distilerii, adică Cicibu și cea mai rămas din alea 400 de butoaie, cea ce mai are omul, că vă dați seama, din 400 și ceva de butoaie de la Haliu, el și-a păstrat vreo câteva zeci pentru zile negre, pe care să le dea, să le îmbutelieze, să dea sticla cu 10.000 de euro peste câțiva ani. Dar aici avem Haliu, bănuiesc un 2-3%, că vă dați seama că dacă a apărut în 2018-2019 beciu, Haliu întrerupându-și activitatea în 2000, asta înseamnă că avem Haliu de cel puțin 18-19 ani în acest blended malt. Un Haliu single malt de 18-19 ani costă o avere, costă 10.000 de euro. Deci, noi nu cred că avem în acest blender mult decât maximum 1-2, nu cred, 3%, 2%. Iar restul este single malt Cicibu, tânăr, la 3 ani, cred. Așa că, dacă ar fi fost să-l analizez, cred că aș fi scăzut doar 0,5 puncte, pentru că avem totuși dominant 100%, practic avem un single malt Cicibu, tânăr, iar fiind distilerie artizanală. Așa că, culmea, paradoxal, pentru astea mai scumpe aș fi scăzut doar 0,5 pentru asta, iar pentru asta mai ieftină am scăzut mai mult, pentru că, na, trebuie să învățați. Da? Mult 100%,
Crâin cu molta, da? Altă expresie care a înlocuit-o pasta, tot se numește Ichiro's Double Distilleries și practic a fost înlocuită expresia cu etichetă verde cu asta nouă și practic avem tot Double Distilleries, două distilerii, single malt de la Chichibu cu, culmea, altă distilerie în afară de Hanyu, pentru că omul nu mai avea, nu mai are material, cum s-ar spune, s-a cam dus mult din acele 400 de butoaie și și-a oprit și el câteva Hanyu, mă refer, și-a oprit și el câteva zeci pentru zile negre. Și atunci trebuie să apeleze la altă distilerie din Japonia și a apelat la distileria Shinshu Mars, de care vă pomeneam, cred că v-am pomenit când am vorbit de istorie, că între 1980, a fost construită în 1985 și 1992, dar nu a fost băgată inițial ca distilerie de whisky. Se ocupa, a producea și whisky printre altele. De-abia din 2011, după când și-a oprit activitatea în 1992, de-abia din 2011 a început să producă whisky. Și Shinshu Mars, Shinshu Mars care se află în prefectura Nagano, în Alpii Nagano, distileria Shinshu Mars cu brandul, ca au și ăștia brand, și anume aleu, sper eu, mereu îi pocez numele, Komagatake, single malt-ul Komagatake. Și practic a apărut pe piață anul trecut în 2021. Da, în 2021. Da, mă, asta e japoneză, ce? Komagatake, Chichibu cu Komagatake, deci două, un blended malt de două single malturi. Și vă întrebați ce e cu chestia asta. Pentru că omul n-a mai avut Hanyu să-și bage în blended malturi de două single malturi și a apelat la altă distilerie, Shinshu Mars. Și din 2015, pe ascuns, de-abia în 2021 când a apărut această expresie, ei din 2015 au făcut schimb. În sensul că eu Shinshu Mars îți dau nu știu câte butoaie cu new make de ex-bourbon și ex-sherry. Tu, Chichibu, îmi dai la schimb exact același număr de butoaie, tot de ex-bourbon și sherry, și le ținem la maturare. Tu le ții, Chichibu, la tine la maturare, eu le țin Shinshu Mars la mine la maturare. Și în 2021 a apărut acest double distilleries de la Chichibu, adică single malt de la Chichibu cu single malt Komagatake de la Shinshu Mars. 53,5%, am impresia că este cask strength. Vă dați seama, nu, este non-age, nu se trec ani pe sticlă, dar vă dați seama că are 6 ani, pentru că în 2015 s-a făcut acel schimb, în 2021 a apărut expresia. Deci un blended malt de Chichibu și Shinshu Mars la 53,5%, butoaia ex-bourbon ex-sherry, care costă 400 de lei. 6 ani cu maturare la Chichibu înseamnă cam 10 ani în scurt. Deci nu poți să justifici prețul ăsta sub nicio formă. Eu înțeleg că single maltul Chichibu de 6 ani cast strength costă mult mai mult de 400 de euro, că n-a artizanal și bășini în cap. Dar totuși e un blended malt. Shinshu Mars e o distilerie de 3 ori mai mare. E adevărat, nu este foarte mare, 185.000 de litri de new make pe an, dar nu poți să ceri prețul ăsta, 400 de euro, oricum ai lua-o, orică o iei, doar nu e single cask, orică este cask strength la 53,5, orică nu poți să ceri prețul ăsta. Și știți ce e culmea? Că vorbeam cu Răzvan de la 24 Drinks și Luxury Goods Import și el a primit 6 sticle de la Maison de Whisky din această expresie, Chichibu Komagatake, din Double Ichiro Smalls Double Distilleries și le-a dat pe toate înainte de a putea să le pună la vânzare. Și stăteam așa și mă gândeam, băi, au început bișnițari să apară la noi în țară.
Pentru că expresia asta e în 10.200 de sticle. Nu e o expresie foarte limitată, dar e destul de limitată. Dar se bat snobii. Păi cicibu. Și el nici n-a putut să le pună la vânzare. Deci vă dați seama ce hype se creează în jurul acestui Ichiro Akuto. Un fel de semizeu pe pământ, un fel de cicibu este. Deci nici măcar n-a putut să le pună la vânzare omul. Le-a dat din prima bișnițarilor. Că el a zis, ok, vreau să-mi pun și ăla. Imediat i l-au cumpărat până a avut timp să facă prețul, până să deja a avut 6 cereri. Gândește-te că sunt și parfumuri cu statutul ăsta. Atâta pot să zic. Tăticu, gândiți-mă. Bă, gândiți-mă. Iar cealaltă expresie că au făcut schimb de la Shinshu Mars se numește Komagatake Chichibu, pentru că punem că e maturată la Shinshu Mars, cum s-ar spune, în casa celor de la single maltului Komagatake. Este la 54% alcool, deci un volum mai mare alcoolic și un număr mai mare de sticle, 10.918 sticle. Și vă întrebați, bă, Dane, cum ăștia când au maturat la Chichibu aveau 10.200, iar ăștia 10.918? De unde au apărut 718 sticle? Angel Share, dragii mei. Dragii mei, este vorba de Angel Share. Shinshu Mars, deși se află la 35 de grade latitudine nordică, exact ca și Chichibu, se află la 800 de metri altitudine în munți, unde e frig. Dacă este frig, Angel Share-ul nu-și mai arată colții așa ascuțiți, are așa mai mici. Se mai retrag colții Angel Share-ului. De asta, un volum mai bun alcoolic, 54%, dar nu neapărat asta, ci un volum mai mare de sticle. După 6 ani a rămas mai mult whisky în butoaie. Înțelegeți? Angel Share-ul nu este raportat neapărat numai la, că tot m-au zis pe mine, latitudine, că tot spun, latitudine nu știu cât. Aici e vorba și de altitudine. Iar dacă e frig, Angel Share-ul este mai mic. Ok, m-am lămurit și cu treaba asta. Asta, expresia Komagatake Chichibu aparține de Shinshu Mars, deci la noi nu se găsește, n-a adus-o 24 Drinks. Nu au contract cu ei, din câte știu. Și să încheiem cu ultima expresie, care mie îmi face cu ochiul cel mai mult și mi se pare cea mai atrăgătoare. Este vorba, care se găsește la noi, mă refer. Aici mă gândesc că vorbești serios, nu... Da, se pare, face... Adică prezintă interes pentru tine. Da. Tu crezi că toată ziua sunt în sarcaps total? Nu știu, zic și eu. Tot 599 de lei, ca și Double Distilleries cu etichetă verde, se numește Ichiro Smolts Winewood Reserve. Și exact ceea ce auziți, asta înseamnă Winewood, adică lemn de vin. Și o să pună Otilia, cred că despre tot ce am vorbit sunt poze, că la editare pune pozele, vedeți poza cu acest malt roșu aproape. Și vă întrebați 599 de lei. Ia spune-ne, bă, Dane, că e în onești, de ce costă 599? Iar dacă ar fi fost la review, cred că nu i-aș fi scăzut mai mult de jumătate de punct. Și o să ziceți, ia spune-ne, mă, de ce nu i-ai fi scăzut jumătate de punct? Da, ok, lăsăm 46,5% alcool nefiltrat, necolorat, da? 100, ok. Este un blended malt, deci un amestec de single malturi, care vine de la Chichibu cu ceva haniu acolo, 1-2-3%. Și restul single malturi scoțiene. Și o să ziceți, aoleu, păi nu scazi mai mult de jumătate de punct pentru că sunt single malturi scoțiene, tăticu. Ai Scoția, alea sunt single malturile scoțiene, sunt de 2-3 ori mai ieftine comparativ cu single malturile japoneze. De ce nu scazi tu mai mult? Nu mai scădea mai mult din următorul motiv. Deși sunt conștient că este single malt scoțian în această expresie Winewood Reserve.
Și aici ajungem la inovație și costuri de producție. Maturarea este în butoaie de stejar francez, în care a fost vin francez înainte roșu. Și o ziceți din nou, cum v-am spus și în episodul trecut. Mare brânză! Mare brânză! Ce mare brânză! Vin francez roșu în butoaie. Mare brânză! E, vedeți voi, a doua maturare, sau nu știu exact, cred că toată maturarea, dar cred că a doua maturare, cred că este o combinație, este în butoaie ovum. Butoaiele ovum sunt unice în lume. În latină ovum înseamnă practic ovul. Celula femeie. Feminină, da. Da. Ovul de împereche. Americanii sau ăștia din, ca să nu se complice cu termeni din latină, spun egg shape, în forție, în formă de ou. Deci butoaiele arată ca un ou. Sunt făcute la, customizate la comandă și au 2000 de litri. Deci cât sunt uriașe. Au cât 4 baturi sau cât 3 pancioanuri. Sunt foarte, foarte mari, customizate, făcute numai despre, de, cum să-i spun, Gilda Breasla Taranso din Franța, că francezii au gilde când vine vorba de dogari, pentru că n-au fac butoaie de vin, fac de la orice există Breasla meșteșugărească, ca să fie ierarhică. Da. Și Taranso este poate cea mai cunoscută breasla din Franța când vine vorba. Oamenii ăștia ce au ca simbol? Un butoi din ăla în formă de ou, nu? Nu, ascultă-mă. Iar o ramură, o ramura acestei brezle, deci nu Taranso, ramura care se numește Meilleur Ouvrier de la France, au făcut această, acest tip, acest model de butoi și nu este deloc un butoi ieftin. Știți cât costă un butoi de genul ăla? Că bănuiesc că deja a pus Otilia poza. 30.000 de euro gol. Acel butoi. Se face în, doar în departamentul administrativ al Franței, Charente, în sud-vestul Franței, în zona Bordeaux. Da, 30.000 un butoi, ați auzit bine. Așa că domnul Ichiro, acto, cred că și-a cumpărat câteva butoaie de genul ăsta și banii a dat omul. Așa că banii se recuperează. Da, sunt în, în Winewood Reserve. De asta vă spun, învățați, învățați și iar învățați. Când cineva mi-apare cu nu știu ce pe etichetă, cowboy nu știu care, și nu știu ce, și nu se justifică cu nimic pentru prețul respectiv, îl taxez de nu se poate. Aici nu îl pot taxa pentru că știu că omul ăla a dat bani pentru acele butoaie care costă 30 de euro. Logistica e scumpă la ei. Nu. Măi, totul suportul trebuie, tehnic. Da, totul trebuie justificat. Că își mai bagă ăsta în plus că e el Midas pe pământ, aici era acuto, e altă problemă. Lasă-l mă să fie. Da, ce da, da, înțelegi tu, dar hai. Îndeajuns, cred că v-am frecat destul. O să vină și Otilia la miros, gust și finish și nota finală. Vă spun unul dintre cele mai bune blenduri pe care l-am băut și va lua o notă foarte mare, chiar și cu un punct în minus pentru preț. Nu-ți mai zic, hai, mă rog, că știu că te enervează. Ține. Blended whisky, old blended whisky. Foarte parfumat. Foarte parfumat. Fenomenal miros. Seamănă cu un parfum al meu. Superb miros. Superb. Vanilie. Coș de portocale. Conifere. Pin, mugur de pin. Bine, sirop bine, de mugur bine, de bine, pin. Bine spus, bine spus. Uite, nu mi-am scris aici, da, știam pin, dar nu m-am gândit la sirop de pin. Copil fiind îmi plăcea siropul de mugur de pin. Bine punctat. Vin alb? Vin alb ușor sec. Aici, iar alte tâmpenii de ale mele, mohair. Fir din ăla, da, un fir textil. Dacă taică mea venea, era marinar, venea cu... Cu... chestii, da. Da, foarte frumos miros.
Migdale? Migdalea mare. Păi, pot fi migdale dulci? Da. Cum să nu? Da. Sunt două feluri. Migdalea mare și migdale dulci. Bere proaspete, lemn dulce. Mentă cu ceva naftalină. Mai mult naftalină, aș zice, cu iod un pic. Nu mă influențează parfumul. Te-ai dat tu cu parfumul ăsta și... N-are treabă. Băi, nu... Nu are treabă, pentru că își punase un pahar. Da, dar avizul alora, care sunteți la degustări, nu mergeți și degustați un whisky după ce mâncați. În general, ăsta e sfatul meu, fiți mahmur cum sunt eu acum, adică nemâncat sau, și... Da. Pentru că atunci simțiți toate lucrurile posibile. Da, să spunem. Sau la, în cazul femeilor. Să care... nu ne dăm cu parfum? Da. Nu, dar pe mine nu mă influențează parfumul de pe mine. Pentru că îți cu nasul un pahar, nu știu câte femei sunt în zona whisky, dar... Da. Îți spun eu că toate sunt și utilizatoare și purtătoare de parfumuri la greu. Mazăre și fasole în păstrăi proaspătă. Fasole din aia galbenă, ală, da, grasă. Da. Știi că așa îi se mai spune. Nu știu de ce îi se spune grasă, că nu e grasă deloc. Dar n-am înțeles niciodată. Nu, dacă desfaci teci aia păstea, e ușor uleioasă. E ușor uleioasă. Nu are calorii, nu are calorii. E aia verde și bă, mă, acum stau și fac... Facem teoria păstăii de fasole. Nu, are ceva ușor uleios. Nu care grăsime. E seva aia a ei. Și ușor miros de cojac de pe vremuri, adică acadea. Sujuc. Sau cum se spunea? Nu știu, cojac. Ciubuc, sujuc. Nu, ciubuc e altceva. Dai... Nu, ciubuc. Erau și niște acadele din zahăr ars, se numeau ciubuc. Da? Erau ovale, așa. Parcă. Hai să mergem și la gust. Dar lasă-mă să mai miros un pic. Da, da, am uitat să spun o chestie care... Are și un mișor, miros ușor am fondant. Am uitat să spun de ce mi s-a promovat mie scurcii. Provocat scurcii cultul. Mi-am ce aminte de parfumul unei fete cu care... Care era? Colega ta de la școală? Mi era mai zis de ea, da? Sau alta? Alta. Când eram eu licean, clasa a 12-a, clasa întâi a fost licean, anul întâi, dar anul erau parfumurile alea bulgărești, apele de colonie. Și automat mi-am adus aminte de acea perioadă, când eram eu la 17-18 ani. Da, știi ce era la mod atunci, printre gagici? Că toate foloseau parfumul oameni. Chanson de ăla verde, pe care l-am și eu. Dacă ți-l aduc... Vrei să ți-l aduc acum? Băi... Ăla-i mirosul. Mă gândeam dacă să aduc chestia asta sau nu, că știu că te ataci. Nu, ăla-i mirosul. Da. Chanson de ăla verde. Deci, toate fetele foloseau parfumul mamei. Am spus că... Sau Biu, mă rog, pe preferință. Eu am spus ce mi-a adus aminte asta. Mie mi s-a... Da, și eu știu am mirosul. Am spus de la început de asta că sunt nostalgic, de asta v-a luat o notă foarte mare, chiar dacă un punct scăzut. Da, pentru că suntem diferiți. Da, pentru altul... Ăsta înseamnă un blender și nimic mai mult. Da? Pentru mine înseamnă mult mai mult. Are nota aia verde în el. Da. Și mirosul e superb. Aș putea să stau și să mă uit la un film și să miros. Hai să mergem și la gust. Dulce amar, miere, smoky lemn, sirop de tuse, cu ceva aspirină prin el, dar sirop de tuse, ușor medicamentos, dar în sensul bun plăcut, siropul ăla de tuse. Păi ce spuneam, iod, sirop de tuse... Foarte cremos, foarte cremos. Deși are doar 30% malț, dacă aveți multe beri la multe, ceva beri la bord, puteți să-l confundați cu un single malt. Dar face un pic de picioroșe, tu vezi? Păi da, e nefiltrat la rece. Ce scrie pe sticlă? Da, nu încerc filtrat. Da.
Ce picior ușă frumoasă avem. Asta ajută. Ajută foarte, foarte mult. 46,5 nu simțiți. Că, în general, în zona blendătului se simte volumul ăsta la 46,5. Pentru că e grain. Butoaiele sunt foarte, foarte bune. Cremos. Banane cu albastru de metilen, o combinație ciudată. Închipuiți-vă niște banane super coapte pe care scăpați câteva. Coajă de pomelo un pic. Da, uite, pielița, nu m-am de fapt. Chestia asta. Nu mi-a scris-o. Știi că pomelo are ca grapefruitul, pielița aia albicioasă. Brad? Pin? Păi, da, sirop. Dar nu faceți greșeala că, uite-te, o spun din proprie experiență, desfaceți și lăsați-l în pahar. Voi vă vedeți de treaba voastră și poate părea la început amar, ușor amar. Voi vă vedeți de treaba voastră, vă duceți, beți o bere, faceți mâncare, ce naibii faceți voi, ieșiți, vă duceți, vă cumpărați pâinea de jos, vă plimbați câine dacă aveți câine. Lăsați-l și vă întoarceți. Doamne, dar în asta? Da, și uite, oftici. Astea sunt oftițele. Hai să vedem și finish-ul. Mediu lung. Con de brad. Ceva ștejar. Ușor marțipan? Nu prea. Sau fondant, bomboană fondantă din aia ușor verde. Cafea mi se pare acum, sau chestia aia de la dozator Tech, dacă știți ăștia. Sucul, da. Mai bătrâni, așa. Sau suc la plic. Știi? Mai mă duceam cu petul de plastic după suc la Tech. Extraordinar de cremos pentru un blended. Repet, dacă aveți ceva la bord, îl puteți confunda cu mod. Fie el blended mod, fie el single mod. Nota. Ia, hai să vedem ce nota. Nota este 90, unul dintre cele mai bune blendături pe care le-am băut vreodată, dar scădem un punct pentru preț, că v-am spus că nu-mi combine prețul respectiv de 400 de lei, de 80 de euro prin Europa, pentru că toate magazinele l-au în Europa. Ăsta e prețul de producător. N-avem ce să facem. În Europa ai dat cu 85-90, 80, l-am văzut și cu 75, 24 drinks și luxury goods, eu zic că îl dau la prețul perfect, adică perfect, prețul normal, 80 de euro. Dar nu sunt ei de vină, sunt de vină producător. E producătorul domnul Midas, domnul Mâini de Aur, adică e Ciro, actor. Așa că scădem un punct și lăsăm la 80. Pentru că v-am spus, eu nu sunt degustător, eu sunt consumator. Consumator, care scoate banii. Și o să ziceți, aoleu, păi ăsta l-ai primit, tăticule, ce vorbești tu? Nu contează. Eu mă pun în pielea voastră chiar dacă eu l-am primit pe ăsta. Da? 89. Papa, data viitoare o să ne vedem la ceva de buget, că n-am mai făcut de... Nu spunem ce. Da, e surpriză. Nu spunem. Hai, pa, pa, e data viitoare.